important sau scris legal, adică ori, da? Da. De? Ori 70 ori 4. Poți să spunem și așa, 70 ori 4, nu? 70, o bucată de asta din 4 ori. Da. Sunt 4 bucăți de sistem. Da. Sau 70 mulțit cu 4. 4 reprezentați, da? Da. Sunt 4 bucăți. Așa. 280, sigur, da. Mai trebuie să faci operație, știi că ăla e rezultat. Da. Ia, ia, a tras o și 4-0-0-4-7-28-280. De asta vezi acum problema mai frumoasă. Mai frumoasă. Tot de la Bacău la... la de la București la Bacău. Și... și... Mihai... obiceiul lor, la jumătatea lui Mihai, la jumătatea Domnului, zice, tata, oprește că vreau să mă plimb. Și gata, la jumătate. Tata, oprim. Jumătate. Da. Mai merge și mai merge tata și face jumătate din distanța care i-a rămas până la Bacău și zice, Maria, Maria, tată, vreau, oprește că vreau să mă, Maria. Deci, mă plimb. E ca data trecută. Probabil. Și acum, până la ce-o mai rămas în continuare, jumătate, zice și mama. Mama, Mihaela. Mihaela. Zice, Cristi, oprește că vreau să mă plimb. Și eu rămas, o rămas aici, 35 de kilometri. Cât, care e distanța? 35 ori 5. Nu, hai să înțelegem cât reprezintă acel 35. Asta e tot ce trebuie să înțelegem. Deci dacă atunci 70 a fost un sfert. Un sfert? Dintr-un sfert? Acum nu avem jumătatea unui sfert. Cum se poate? Nu un sfert dintr-un sfert, avem jumătatea unui sfert. Jumătatea sfertului. Dar cum? Uite, uite, ăsta a fost sfertul. Ăsta e pe toate înseamnă. Adică o pătrimă de măr am dat-o și pe aia în două. Pătrimea asta de aici am mai dat-o în două. Adică cât va fi în asta? Și am obținut cât? Dacă deci, o pătrime am dat-o în două. Stai un pic că n-am fost atentă. Deci, merge, uite, gândește de la măr. Un măr, dacă îl dăm în patru. Un măr. Dacă îl dăm în patru. Așa, dă-l în patru. În sus. Îl tai în patru? Da, da. O dată în două. O dată în două, așa. Uite așa. Așa. Și după aia la mijloc. Și asta, jumătățile astea, iar în două. Nu, la mijloc, că... Vrei așa, Cristi? Da, așa mă gândeam. Nu, că din e greu pe jumătate în două, Cristi. Dar lasă așa, bine. Bine. Deci, dăm pe asta în două, și asta în două, și avem câte acum? Patru, da? Da. Și ca să... Aveți fert. Jumătatea asta o mai dăm încă două. Încă o dată în două, pe asta care a rămas. Asta e? Asta e sfertul. Asta sunt patru. Asta o dăm în două și asta este. Asta e de 35. Câte de sfert galbene crezi că facem în tot mărul? Una, două, trei... Acolo dai în jumate... Asta, înțeles. Una, două, trei, patru, da. Asta e așa în două, în două... Câte sunt totale? Una, două, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Opt. Deci o optime reprezintă. 5 ori 8. Deci optimea 35 plus 35. De nou, nu are sens. Lăsați. Gata, nu! Da. Păi fă mai simplu, fă mai simplu. Ia, tu te descurci aici. Da. Aici te descurci. Deci, 35 plus 35 egal cu 70. 70! 70 plus 70! Egal 70 plus 70 egal cu 140. 140 plus 140 egal cu 280. Și gata, e problema. Asta face. Hey! Aceleași distanță, dar tot în jumătăți. Tot că o intervine Mihai, că a zis, tata, oprește la jumătatea drumului. O, Maria, jumătatea drumului. Și jumătatea drumului e așa oprit. Și vezi cât de frumoasă este problema. Superb este, superb este. Cum mergem cu jumătatea, jumătății, jumătății și tot putem face așa și punem cât o mai rămas și atunci tu trebuie să afli tot întregul.
Da, interesant. Iată de ce e interesant cu fracțiile să se jucăm. De ce este interesant? Este superb. Dacă aș... Da, fac acum o problemă. Am emit eu probleme imediat. Deci... Și Mihai ăla e numele mamei mele. Așa, așa. Și Cristi nu e de tatăl. Da, tatăl meu. Bun, 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 bun. Am acum o problemă destul. Foarte tare. Destul? Mai una și gata ne oprim. Hai, da, mai mult un doi. Da, amândoi o face, că se pare că așa asta... Vino ca! Hai, da, lasă de aici, am... Vino ca! Hai, nu, hai, hai. Da, tata, nu, da, are emoții. Gata. Scary cat, scary hai, cat, da, scary da, cat. Da, 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 da. Are emoții și acum. Hai, 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 hai. Yeah! Uite, uite, asta este lucru minunat. Dragilor, iată tatăl, fiul, este o chestie frumoasă, că mi-ai fost elev, am stat în bani. Tatăl, fiul și fiica. Trei generații, stăm de vorba acum. Proful online. Ce mai mare bucurie este asta decât... Când o vin taură, tot așa a făcut o lecție la tablă, când o sprijinea pe Ana. Uite, de la Bacă. De la București la Bacău. Și mai mult acum. La Bacău. Până Mihai cere să oprească, s-a parcurs o treime din drum. O treime. Da? S-a parcurs o treime din drum. Deci asta reprezintă o treime. Această bucată este o treime. Adică ar mai fi încolo, câte ar mai fi, câte trei, nu știu dacă am pus eu foarte bine, ar mai trebui una... Adică că dacă dăm pe asta la două, ține una, două, trei. Așa, două, și apă asta pe aici prima, când să-ți modific, ca să fie la măsură, să nu mă zgâlți prea mult. Deci, aici așa. Cu alte cuvinte, am consumat... Deci, trei treimi. Da? Că toată, trei treimi înseamnă tot drumul. Înseamnă trei. Așa, bun. Aici este Mihai care a intervenit. 3 supra 3. 3 supra 3. 3 supra. Mihai. 3 supra 3. Așa. Întregul tot. Care? Da. După aceea, Măriuca spune, ia, spune așa. Tată oprește după ce parcurge în o treime din rest. Nu, parcurge o jumătate din rest. Deci, aici, pentru o treime intervine Mihai. Mihai, da, că așa trebuie să spun. Mihai. Și pe urmă Măriuca spune, tată oprește după ce face o doime din rest. O doime din rest. Adică jumătate din rest. Și după aceea oprește. Adică aici? Adică și Măriuca? Păi da, asta e fantastic. Restul au rămas două bucăți și aici e Măriuca. Și ce a rămas? O jumătate din rest, adică Măriuca, oare am greșit eu? O jumătate din rest. Din două treimi, din restul. Din restul acesta, da? Da. Deci o jumătate din rest. Din cele două bucăți, nu? Da. Deci tu spui că nu ar fi corect aici? Hai să vedem, poate greșesc eu, Cristi. Totdeauna trebuie să avem în vedere. Dacă nouă întreg este ăsta, da. Jumătatea este... O jumătate din rest. E foarte important, o jumătate din rest. Adică restul fiind cele două bucăți, jumătatea restului acesta înseamnă aici, cum a zis Măriuca. Dacă aș fi zis o treime din rest, complicam problema. Da. Da? Dacă spuneam o treime din rest, însemna că restul acesta trebuie să-l împart în... 3. Și atunci, fiecare parte de asta o dădeam în 3. Și făceam o treime, însemna două șesimi. Mutam frații echivalent, dar nu permit acum în dialogul ăsta cu Măriuca, mai ales că au zis să facem o problemă împreună. Dar atenție, că eu am fixat aici, diferența între 1 și 3 este de două segmente, da. Și de aceea am zis o doime.
Asta e șmecheria. Da, da, da. Da? Da. Deci, atenție, aici Măriuca spune jumătate și aici, aici face acestea. Și aici îi rămâne, îi rămâne lui Măriuca 80 nori, nori de 27, nu? 89, 90 de kilometri. 90 km, mai rămân până la Bacău. Întrebarea este, care este toată distanța? Dacă ești mai deșteaptă ca mine, de sol? Timpul să nu... I don't know. Păi, cât reprezintă asta? Cu tot, tot întregul. Număr! Un număr și-a aflat tu! Un număr! Da, dar a răspuns corect. La bucata asta l-a aportat la tot segmentul cât reprezintă. Un număr, am zis. Da. Deci 90 au fost ăsta, bucățica asta. Reprezintă un număr. Da? Dar asta altă cât este? Măriuca, dar asta cât este? Păi cât asta, că sunt mărime? A, 90 plus 90? Da, 90 plus 90. 90 plus 90. Egal cu 120. Da, 90. Și plus asta altă, că sunt egale toate. Plus, plus încă 90. Hmm. 270 de kilometri. Iată problema făcută băgând treima. Ei, ține minte, Cristi, că ce a fost... Ce m-a... Da. Și m-a păcălit Marius. Marius, nu te uit niciodată ce mi-a putut face. Mario. Mario, nu, nu, Mario. Mario mi-a spus așa. O treime din rest. Da, da, da. Iar... Era o treime din rest, dar de-aia am stat da. Un pic acum. Da, da. Așa dar așa stă o treime. Da. El a spus la început așa, o trei, două treimi sau trei cincimi era din, din drum. Era o afracție și când văzut, două cincimi din rest. Da. Cele două cincimi le văzuse că rămăsesc ca diferență. Și aceea, dar asta m-a scos din mână complet. Că trebuia da, să mă raportez la rest. Și da, așa, atunci, da. Și el nu s-a lăsat bătut și plângea. Da, da, da. Băi, și mulțumim, mă? Că nu-i corect, da, nu-i corect. Nu-i corect. Ce? Băi, cum nu-i corect? Am transpirat. A făcut tu, da. Ce? Se înregistrează? Da. Dar noi vorbim lucruri de așa, vorbim la, la lecții. Deci vorbim și lucruri dar de ce? Așa. Cum te-a păcălit? Cum a păcălit? El a propus o problemă, Mario. A propus o problemă foarte frumoasă cu fracții și în care a spus... ce vedeam eu? Două treimi, dacă aș fi spus aici, două treimi din rest sau așa, problema devenea complicată, superbă. Da. Că restul acela trebuia împărțit da, 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 în trei. Da, și eu problema aia. Ai urmărit-o, nu? Da, da. Deci fusese păcăleala foarte important. Da, da. Eu n-am fost atent la din rest și ce rămăsese erau acele porțiuni care mi s-au părut. Da. În context care a fost din tot întregul, da. Dar Mario, mi-e dor de tine. Da. Deci spun încă o dată, mi-e dor de tine în sensul că așa te-ai bătut pentru problema aceea și este problema pe internet. Iar eu am putut să spun, da, îți mulțumesc, Mario, pentru că ai avut puterea să te bați până la ultima picătură a ta de energie și să spui... Dar nu... de ce? Ai țipat la el sau ce? Nu, nu țipat la copil. Din contra am vrut să spun, știi ce? Tu ai avut dreptate. Au avut o dispută în sensul că Mario susținea un lucru, Bubu susținea alt lucru și Mario... Avea dreptate. Și Mario nu s-a intimidat de faptul că... Eu eram profesorul. Era profesorul și că ar, teoretic ar avea dreptate și a... Bubu greșea. Bubu nu înțelesese o subtilitate, ca să zic. O chestie interesantă. Oh, e pe YouTube? Poți să văd? Da, o să căutăm. Da, o să cântați lecția aceea, că este nemaipomenită. Și eu la sfârșit spun... Da. El a luat în, cu privirea l-a luat în brațe și a mulțumit. Da, da, pentru da. Că el s-a bătut este. Și nu mi-a lăsat lecția să curgă fals. Da. E fals! Da! Da, da, da. A greșit? Și tu n-ai pus da. Da. Și nu. Wow. N-a zis, și Mario n-a zis că da, aveți dreptate, ești profesor și probabil că știi mai bine. Nu, a susținut până când el m-a convins cu lacrimi, m-a convins plângând.
că el are dreptate și că eu sunt cel care nu sunt atent. Da. Și atunci am spus, da, așa ceva merită și așa trebuie să vă bateți. Când aveți dreptate, când simțiți că problema este a voastră și când aveți, am mai avut așa... Plângea? Plângea, da. Da, am plângea... De supărare, așa. De supărare. Dar ce ai zis? Nu-i corect? Nu, v-am spus, nu-i bine. Nu-i bine. Și a spus, mai mare, mă, uite, mă, explic bine, fii corect. Nu-s. Și mai mare, te-am convins, și că nu. Deci el intervenea, cu oricât efort făceam eu, așa, tot spunea că nu. Și am mai avut așa o poveste. Dar cum ai aflat atunci că... Încercându-l să-l convingă pe Mario și-a dat seama că greșit. Da, 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 la sfârșit mi-a dat seama și a spus, o, Mario, îți mulțumesc frumos. Mario, îți mulțumesc frumos că ai fost bătăios. Nu mai lăsa să greșesc. Deci și profesorii pot greși. Da? Toți! Toți oamenii când muncesc... Și ăștia le-a greșit! Așa. Deci putem greși, dar dacă avem șansa unor copii care sunt acolo prezenți, ei ne salvează de la problema aceea. Și mai aveam, am să spun asta, odată cu Petronel, pe în clasa 10-a, cum ai povestit eu, o dată o soluție la națională, care ieșea din barem. Și fiindcă era soluția spectaculoasă, când a ieșit, mi-a zis, am făcut așa, ea că trăiesc soluția, o trăistră concret acolo, făcând-o. Da. Eu m-am uitat la ea și din politeție am zis, da. Ei bine, Cristi, vreau să spun că ea a simțit că eu n-am înțeles problema. Da. Și a spus, vă explic încă o dată. Domnul profesor, vă explic încă o dată. Și vă rog să fiți atent. Da. Și a doua oară mi-a fost și mai rușine și am zis că am înțeles-o pentru mine, dar am văzut că nu m-a convins. Și în final, domnul profesor, eu am făcut cu dumneavoastră atâți ani, aveți atâta inventivitate, nu se poate să nu înțelegeți. Mă, dar cu fundul de pământ am ieșit. Nu se poate să mă înțelegeți. Da, într-adevăr, soluția aceea a fost notată cu noaptea 1. N-a fost înțeles. Deci, dar cine ți-a spus asta? Cine? O elevă de-a mea care era foarte, foarte, foarte faloroasă. Care dădus o soluție la națională, o să vezi ce înseamnă națională, mai târziu, și ea era în afara soluțiilor care le gândise profesorii toți, autorul. Că autorul spune barem după cum are el. Final, în final trebuie să spun, dragilor, că cu cine am ales din lecția asta? Cu noțiunea de fracție echivalente, da. Care constituie noțiunea constituie baza. Echivalente ca valoare. Echivalente ca valoare, da. Echivalente ca valoare. E bine de spus în continuare, pentru că lămurește da. Că așa este... rămâne puțin criptic echivalent. Ce înseamnă echivalent? Adică ca valoare, la valoare ne referim. Când zici, mă, după 2 egal cu 2 pe 4, egal cu 3 pe 6, același răspuns la împărțirea asta. Da. 3, 0,5 dacă vorbim în limbajul cel cu decimal. Pentru că dacă spui echivalente ca... Ele se cheamă fracții echivalente. Da. Dar... După părerea mea trebuie să cheme echivalente, măcar ca valoare la început, ca să rămână în mintea lor foarte clar că... Da. Atunci au echivalente ca valoare, după au aceeași valoare. Da. Este același lucru, nu? Reprezintă același lucru. Bubugata. Da, ne oprim, așa cum ai spus tu. Mulțumim, dragilor, mulțumim, din nou a fost o lecție spectaculoasă. O să vedeți, Mărica, o să vezi ce... Număr mare de copii o să avem la... și iau temă. Aici e noutate. Aseara asta le-am dat și temă. Da. Și dragilor, scrieți-le acolo. În comentarii. Da, un comentariu. Alright. Da. Well, ce să le spunem? Bye! Nu uitați să dați like și share. Bye, atenție, guys! Atenție! Mă, tu știți, te dai like și share, dragilor. Yeah. Mario așa spunea, dați și la vecini, și la cumetri, și la... Te spune, Maria, în engleză. Ce să zic? Click the subscribe button and like this video and share it with your friends. Yes. All right, we'll see you next time.